alertă de mină marină în delta Dunării. O avertizare a fost emisă către toate navele ce urmează să intre în sectorul naval al brațului Chilia Veche. Incidentul coincide cu începerea Sea Shield 24, cel mai mare exercițiu de război sub comanda NATO, care se desfășoară în delta Dunării, pe Dunăre și în Marea Neagră. Scene desprinse din filme într-un parc din Constanța, doi adolescenți au fost filmați în timp ce se băteau, încurajați de prietenii lor de pe margine. Poliția s-a autosesizat. Amănunte în câteva momente. Este forfotă mare pe litoral, se fac pregătiri intense pentru întâmpinarea primilor turiști care vor veni la mare în vacanța de 1 mai și Paște. Hotelierii spun că anul acesta cele mai multe rezervări nu s-au mai făcut în Mamaia. Detalii imediat. Drona navală recuperată din apele românești a fost detonată în cele din urmă în poligonul de la Capul Media. Fire! După trei zile în care autoritățile și-au pasat șalupa misterioasă de la una la alta, marina militară a distrus-o într-o explozie care s-a auzit la zeci de kilometri. Șalupa a ajuns în apele teritoriale românești pe 3 aprilie, miercuri, în dreptul localității Tuzla. Plutea în voia valorilor cu fundul în sus la 35 de kilometri în larg și a fost zărită de pescari. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a trimis un echipaj de intervenție la fața locului să caute supraviețuitori ai naufragiului. Sunt căutați posibile persoane în apă, căutate obiecte care ar putea aparține acestora, veste de salvare, colaci, plutitori. La acea barcă nu au fost găsite persoane în apă, în apropiere. Lipsa prezenței umane la bord a fost detaliul care a declanșat toată ancheta ulterioară și toată povestea întregii șalupe misterioase. Echipa Ars Vom și-a dat seama că are de-a face cu o dronă maritimă și a anunțat autoritățile. N-a trecut mult și o echipă de la Serviciul Român de Informație a ajuns în port și a luat șalupa în primire. Când au ajuns la mal și au scos-o din apă, marinarii au văzut un dispozitiv care semăna cu antena radio de bruiaj. Barca fusese modificată, fiind observate foarte multe fire și dispozitive. În cele din urmă a fost dusă în poligonul maritim de trageri al marinei militare și a fost distrusă de o echipă de scafandri. Șocul exploziei a fost atât de puternic încât unda de sunet s-a propagat până la Constanța. Localnicii din Corbu spun că nu au mai văzut așa ceva. Fum negru ca o ciupercă, ca la Hiroshima. Așa s-a văzut. Dar nu în larg, adică nu pe mare. A fost o undă de șoc foarte puternică. S-a bubuit acolo, a venit către noi unda aia, buf, a trecut de noi și se auzea bum, adică așa, ca ecou. Cea mai urâtă bombă, cea mai urâtă explozie pe care am văzut-o în viața mea. Mai multe persoane au sunat speriate la 112. Cetățenii semnalau faptul că ar fi auzit bubuituri puternice, au luat legătura cu autoritățile responsabile și au aflat faptul că este vorba despre o detonare controlată care a avut loc în poligonul Media. Aceeași informație a fost trimisă mai târziu și de MAPN, precizând în plus că detonarea controlată de la Capul Media a fost executată împreună cu specialiști ai SRI. Reprezentanții armatei au confirmat însă neoficial că a fost detonată drona militară, cel mai probabil de proveniență ucraineană. Nici o autoritate nu a pomenit de faptul că drona ar avea explozivi la bord. Puterea cu care a sărit în aer arată însă că embarcațiunea suspectă purta încă materiale explozibile. A fost alertă în delta Dunării. O bilă uriașă ce seamănă cu o mină marină a fost descoperită pe brațul Chilia în apropiere de localitatea Pătlăgeanca. Aceasta a fost observată de către un echipaj al poliției de frontieră care se afla în zonă. Autoritățile au emis imediat o atenționare pentru embarcațiunile ce urmează să tranziteze sectorul naval al brațului Chilia Veche. Imediat de la primirea informației a fost activată și echipa pirotehnică a ISU Tulcea. Evenimentul a avut loc chiar în timpul celui mai mare exercițiu de război coordonat de NATO, care se desfășoară în delta Dunării, pe mare și pe Dunăre, Sea Shield 2024. A fost activată echipa pirotehnică în vederea deplasării la fața locului, iar conducerea inspectoratului prin centrul operațional a informat instituțiile abilitate să intervină cu situația de fapt. Aceasta este de fabricație franceză și provine din timpul primului război mondial. Mina a fost ridicată de scafandrii pirotehnicieni de la MAPN și urmează să fie depozitată în siguranță. Zona este sigură în acest moment pentru traficul naval, a transmis ISU Tulcea.
Cele mai mari manevre militare navale NATO au început astăzi în Marea Neagră. La simulările de război participă 2200 de militari din 12 țări aliate și partenere. Scenariile de luptă se concentrează pe amenințări aeriene, submarine și de suprafață. Exercițiile navale se desfășoară într-un raion maritim din sud-estul României, dar și pe Dunăre și în delta Dunării. Exercițiul vine într-un context în care situația în Marea Neagră este una extrem de tensionată și în condițiile în care în apele teritoriale românești a fost identificată o dronă maritimă, la bordul căreia ar fi existat o cantitate mare de explozibil. Drona maritimă a fost descoperită în apropiere de Tuzla. Un avion de recunoaștere francez, care urma să participe la exercițiul Sea Shield 24, a identificat-o pe radare, iar ulterior autoritățile române s-au deplasat în zonă. Embarcațiunea a fost remorcată până în port, iar în final ea a fost detonată în poligonul de la Midia. Această dronă în final a fost descoperită tocmai de către un MPA francez, acest avion de recunoaștere adus de noi în exercițiu și în misiunile de căutare și de cercetare împotriva minelor. Descoperim în Marea Neagră, în zona de responsabilitate, foarte multe obiecte care sunt rămășițe, urmări ale războiului din proximitate. Așa cum acționăm împotriva minelor marine, care sunt un pericol deosebit de important, și aceste drone sunt elemente periculoase și trebuie tratate în consecință. Iar drona maritimă este doar ultima dintr-un șir lung de zeci de dispozitive explozive, mine marine și drone aeriene descoperite și detonate de către armata română. În acest context, Sea Shield 24 va fi cel mai complex exercițiu organizat de către forțele navale române în Marea Neagră. Manevrele navale angrenează zeci de nave de suprafață, avioane militare ale României și partenerilor, lansatoare de rachete și specialiști din toate armele. Sunt foarte multe provocări. Încercăm de peste 2 ani de zile să menținem echilibru în această zonă de responsabilitate deosebit de sensibilă. Suntem în proximitatea unui război în desfășurare. Marina militară a luat în calcul cel mai pesimist scenariu, acela în care suntem atacați din Marea Neagră pe apă și din aer. Au fost mobilizate nave de suprafață, avioane de luptă, vânători de submarine, dar și specialiști în războiul cibernetic. Manevrele de luptă se vor desfășura și pe Dunăre, unde flota fluvială va conlucra cu armata de pe uscat. Soldații români și străini vor avea armele încărcate cu muniție de război. Scopul nostru este, așa cum a fost subliniat în toate prezentările din înaintea mea, de a ne dezvolta deprinderile de a reacționa cu promptitudine la oricare situație evită în zona noastră de responsabilitate. Vă veți antrena și cu străini? Bineînțeles, exercițiul este multinațional. Repet, săptămâna viitoare vom avea toți partenerii participanți gata de acțiune alături de oamenii noștri. Este o oportunitate pentru noi, în special faptul că zona de responsabilitate a flotilei fluviale este în proximitatea acestui conflict. Atât în ultimul timp, cât și în toate exercițiile pe care le desfășurăm, nu facem altceva decât să ne instruim în comun cu colegi din forțele navale, acel joint cu forțele terestre și interinstituțional cu toate autoritățile locale și toate capabilitățile din Sistemul Național de Apărare. Exercițiul multinațional Sea Shield este cel mai mare planificat, organizat și condus de forțele navale române. Cuprinde proceduri standard NATO de luptă pe toate mediile de acțiune. Rusia a fost notificată de începerea exercițiilor navale și se așteaptă să-și trimită nave de observație în apropierea câmpului tactic pe mare. Încă din anul 2022, când a izbucnit conflictul din proximitatea granițelor României, forțele navale române și-au adaptat acțiunile pentru a-și îndeplini în condiții cât mai bune misiunile principale, misiunile fundamentale. Exercițiul Sea Shield se va încheia pe 21 aprilie.
În mai puțin de o lună începe oficial sezonul estival, iar hotelierii de la malul mării au început pregătirile pentru miile de turiști ce vor ajunge acolo mini-vacanța de 1 mai și Paște. În aceste condiții, în toate stațiunile, lucrările de amenajare a pensiunilor, teraselor și a plajelor sunt întoi. Rezervările însă arată că românii și-au schimbat preferințele, iar în topul alegerilor în acest an nu mai este Mamaia, ci Eforie. Este agitație pe litoral, unde se fac pregătiri pentru mini-vacanța de 1 mai. Muncitorii lucrează în continuu pentru ca totul să fie gata când sunt așteptați primii turiști. E rost de distracție, dar și de bani pentru comercianți și hotelieri. Suntem pe ultima 100 de metri, cu amenajările interioare-exterioare. Oficial putem spune că pe data de 26 aprilie vom avea primii turiști care ne vor călca pragul în acest sezon. În proporție de 80% avem full pentru perioada aceasta, mini-vacanța de 1 mai Paște. Prețurile pornesc începând cu 1750 de lei pachetul de 3 nopți până la 2000 de lei. Turiștii caută cele mai bune oferte, iar mulți hotelieri au deja camerele rezervate. Și anul acesta va fi plin de tineri de turiști. Începem în forță sfârșitul aprilie, după care vom avea și festivalul de basket, vom avea Ski Days pe zona de Schitu, cu evenimente cu muzică și street food. Ne așteptăm în jur de 10-15.000 poate de turiști, de tineri care vor veni la acest eveniment. Suntem în plină, ați văzut, prin acțiune, vom fi gata la timp. Am terminat renovările, respectiv zugrăveli lavabile, schimbat mochetă și acum suntem în faza de curățenie. Chiar suntem pe ultima 100 de metri și așteptăm turiștii. Rezervările de anul acesta arată că Eforie este în topul alegerilor. Plaja din stațiunea Eforie este unul dintre aturile principale cu care această stațiune vrea să câștige bătălia pentru turiști de anul acesta. În mini-vacanța de Paște și 1 mai sunt așteptați cel puțin 100.000 de turiști pe litoralul românesc. Scene violente într-un parc din Constanța, doi adolescenți și-au împărțit pumn și picioare, iar alți 10 de tineri au făcut scut în jurul lor fără să intervină. Ba mai mult, unii dintre spectatori, care par prieteni ai celor doi bătăuși, i-au și încurajat. Și mai șocant este faptul că nici adulții care se aflau în apropiere pe băncile din parc nu au intervenit pentru a opri bătaia. Scenele au fost filmate, iar imaginile au ajuns în mediul online, ceea ce a determinat reacția poliției. În acest caz, se fac acum cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, a transmis IPJ Constanța. Tragedie sâmbătă noaptea la Ostrov, un incendiu care a cuprins un saivan de oi a făcut prăpăd. Pompierii militari împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ostrov au luptat ore în șir pentru a stinge flăcările care au cuprins adăpostul de animale. Trei autospeciale de stingere și o autocisternă au fost mobilizate pentru a stinge focul. În ciuda eforturilor pompierilor și voluntarilor, adăpostul de animale a fost mistuit de flăcări. 200 de oi, 10 porci și 3 tone de cereale au ars, la fel și 600 de baloni. De paie. Pompierii au reușit să salveze însă 400 de oi și 50 de capre și să prevină un dezastru și mai mare. Investigația pentru determinarea cauzei incendiului a arătat că acesta a izbucnit de la un scurt circuit, transmite ISU Constanța. Forțele aeriene regale ale Marii Britanii încep săptămâna aceasta misiunea de poliție aeriană în România, informează Ministerul Apărării Naționale. Detașamentul britanic, format din aproximativ 220 de militari, piloți și personal tehnic și 6 aeronave, Eurofighter Typhoon, va executa în următoarele 4 luni misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu militarii forțelor aeriene române sub comandă NATO. Ceremonia de certificare a detașamentului britanic dislocat în România va avea loc marți 9 aprilie în baza 57 aeriană Mihail Cugălnicianu. Este a 5-a rotație la Mihail Cugălnicianu a forțelor aeriene regale britanice, după cele din 2017, 2018, 2021 și 2022.
Constanța rămâne fără apă caldă. Motivul este o avarie la instalația de producere a energiei termice din CED Palace. Pentru remedierea acesteia, termocentrale Constanța este nevoită să sisteze furnizarea agentului termic sub formă de apă fierbinte către principalul său client termoficare Constanța și implicit către consumatorii racordați la sistemul de termoficare al municipiului Constanța. Așadar, de mâine, 9 aprilie, ora 22 și până vineri la ora 9, constanțenii racordați la sistemul centralizat nu vor avea apă caldă la robinete. Înțelegem disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile în vederea repunerii în funcțiunea instalațiilor de producere a energiei termice, a transmis compania Termocentrale Constanța. Premieră la Teatrul Căluțul de Mare. Weekendul acesta a avut loc spectacolul Hangița lui Carlo Goldoni. Piesa a fost pusă în scenă de studenții în anul 3 ai Facultății de Arte de la Universitatea Ovidius, clasa profesorului Lică Gherghilescu. Ce părere ai despre această broșă bătută cu diamante? Vai, e splendidă! Dragă, broșă cu diamante! Da! Ei bine, ce-o dăruiesc? Mirandolina, o hangiță frumoasă și isteață, este în atenția unui marchis sărac și vanitos, a unui conte bogat și darnic și a unui misogin, care cu toate că declară că nu se va lăsa prins în mrejele vreunei femei, cedează în fața hangiței. Spectacolul este o comedie de moravuri și de comportament care a supraviețuit aproape 300 de ani. Hangița a readus în fața spectatorilor o parte a lumii burgheze din secolul al XVIII-lea, oferind o seară de râsete și voie bună. Copilul născut în afara unei căsătorii poate fi recunoscut de către tatăl său prin trei modalități prevăzute de lege. Declarația scrisă dată în fața ofițerului de stare civilă, înscrisă autentic în fața notarului public sau instanței judecătorești sau prin testament, tatăl minor îl poate recunoaște singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoașterii prin efectuarea expertizei psihiatrice. Declarația de recunoaștere a unui copil din afara căsătoriei autentificată se poate depune după înregistrarea nașterii la SPCLEP sau după caz la primăria unității administrativ-teritoriale de domiciliu sau după caz la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naștere al celui recunoscut. Declarația de recunoaștere făcută de un cetățean străin se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la SPCLEP sau după caz la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naștere al celui recunoscut. Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro. Tradițiile dobrogene readuse la viață de elevi din Constanța. Pe 5 aprilie a avut loc concursul județean Tradiții Dobrogene, eveniment care și-a propus să readucă în atenția tinerilor frumusețea și profunzimea obiceiurilor tradiționale specifice regiunii noastre. Astfel, centrul Jean Constantin s-a transformat într-un veritabil atelier de meșteșuguri. Elevii școlii gimnaziale Jean Bart și-au demonstrat creativitatea prin realizarea de ouă încondeate și a unor obiecte meșteșugărești. Din 2022, competiția se înscrie în seria de activități menite să promoveze patrimoniul cultural tradițional dobrogean, un demers susținut de parteneriatul dintre Centrul Teodor Teburada și Școala Gimnazială 18 Jean Bart. Evenimentul a subliniat importanța păstrării și valorificării tradițiilor în contextul modern, oferind o platformă de expresie pentru tinerii meșteșugari. Încondeirea ouălor este mai mult decât un obicei precreștin. Este o expresie a culturii spirituale românești, o artă ce poartă în sine semnificații profunde, a declarat profesorul coordonator Mariana Mumciu. Începutul de săptămână aduce vreme frumoasă și caldă în Dobrogea și la malul mării. La Constanța, vreme în general frumoasă. Astăzi, cu cerul mai mult senin, vântul va sufla slab și sunt excluse precipitațiile. Temperaturile maxime ajung astăzi la 17-18 grade Celsius. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor oscila între 12 și 13 grade Celsius. Vreme caldă și însorită și la Cernavodă, cu cerul mai mult senin și vânt care suflă slab. Temperaturile maxime ajung la 16-17 grade. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor oscila între 11 și 12 grade. Același regim termic și la Mangalia, vreme caldă cu cerul mai mult senin și vânt care suflă slab. Temperaturile maxime ajung astăzi la 17-18 grade Celsius. La noapte termometrul va arăta în jur de 12-13 grade, iar cerul va fi mai mult senin. Marți și miercuri valorile termice vor atinge 24 de grade în regiune, dar nu trec de 19 grade pe litoral.
CSM Constanța s-a impus acasă contra echipei CSM Corona Brașov, scor 97-84, 45-41 la pauză, și obține pentru prima dată în istoria clubului biletele pentru play-off în urma acestei victorii din ultima etapă a grupei 1-10 a Ligii Naționale Getica 95. Echipa pregătită de antrenorii Dan Fleșeriu și Valentin Boian încheie sezonul în top 8 pe locul 7, urmând să evolueze în play-off. Brian Michael Griffin cu 16 puncte, Vitenis Cizauskas 18 puncte și Kindall James Hill 16 puncte. S-au evidențiat de la constanțeni Brandon Warren Anderson cu 22 de puncte și Wendell Carey Williams Jr. cu 18 puncte. Au fost cei mai buni de la Corona. În sferturile de finală vor avea loc duelurile UBT Cluj-Napoca, Dinamo București, CSM Oradea, CSM Constanța, CSU Voluntar, CSU Sibiu și Rapid București, FC Argeș-Pitești. Seriile se vor juca după sistemul cel mai bun din 5 partide, primele două având loc pe terenul echipelor mai bine clasate. Șepși și Farul au oferit o remiză cu Miezla Sfântu Gheorghe 1-1 într-un duel plin de evenimente între ultimele două clasate din play-off. Varul și Chivulete au fost în prim plan, au anulat două goluri ambele în dreptul gazdelor. La prima dintre fazele litigioase, Brigada a anulat eronat reușita de 1-0 a lui Șepși, dar până la urmă Șepși Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu Farul Constanța 1-1 pe teren propriu într-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Superligii de fotbal. Campioana a deschis scorul prin Luis Munteanu minutul 44, cu un șut din marginea careului, dar Șepși a egalat un minut mai târziu prin atacantul slovac Pavol Safranco, minutul 45. Farul a jucat mult mai bine în repriza secundă, însă numeroasele ocazii clare pe care și le-a creat nu s-au finalizat cu gol. Farul are o singură victorie în ultimele 7 etape, 4 egaluri și 2 eșecuri. În sezonul regulat, Farul a câștigat ambele partide cu 2-1 acasă și 1-0 în deplasare. Volebaliștii de la CSM Constanța au debutat în faza a doua din play-off-ul Diviziei A1, grupa 5-8, cu meci în capitală, jucând contra celor de la CSA Steaua București, scor 1-3, în sala regimentului de gardă. În ciuda unui prim set câștigat cu 25-21, băieții antrenați de Cristian Inhof și Răzvan Parpală nu au reușit să rămână la timona partidei. După un parțial secund foarte disputat, pierdut la mare luptă cu 26-28, au cedat inițiativa definitiv, iar steliștii s-au impus în următoare două seturi cu un scor identic, 25-18. Scor final 3-1 într-o oră și 45 de minute de joc. Au evoluat Dinculescu cu 20 de puncte, Druță 15 puncte, Vidoni 14 puncte, Asmarandei 8 puncte, Sanjin 4 puncte, Grigore 1 punct, Gavriz, Libero, Frâncu, Constantinescu, Archez, Badea și Săvoiu. Meciul al doilea este programat miercuri 10 aprilie la Constanța și, dacă va fi necesar, jocul al treilea se va disputa pe 13 aprilie la București. We'll be right back.